Cea Domnului. Mă numesc Corina Matei. Am venit astăzi în mijlocul dumneavoastră împreună cu soțul meu, Dumitru Borțun, de la București. Și sperăm ca împreună să ajungem să înțelegem așa câteva lucruri pe care oamenii care au trecut prin vremuri grele și și-au păstrat credința, ni le-au transmis. Tema mea este curajul ca virtute creștină. Și pentru acest material pe care vi-l voi prezenta cât voi putea eu mai rapid, așa ca să ne încadrăm în timp, eu am adunat materiale din multe dintre mărturiile pe care cei care au făcut închisoare pentru credința lor, care au fost persecutați într-un fel sau altul, ni le-au lăsat, pentru că mi-am dat seama că această virtute a curajului este absolut esențială pentru ca un creștin să fie un bun creștin până la sfârșit. Și mi-am dat seama în același timp că este o calitate sau o virtute despre care noi nu știm prea mult. Nu știm dacă noi suntem sau nu suntem curajoși. Dacă ne gândim fiecare în parte, nu avem cum nici să învățăm de undeva, nu ni se predă treaba asta. Și în același timp, până nu apare o situație în care să fim direct provocați, noi nu știm dacă vom fi sau nu vom fi curajoși în clipa respectivă. Dar măcar prin ceea ce au trăit oamenii ăștia, și o să vedeți pe cine citez aici, din diverse confesiuni, oameni care eventual au intrat atei și s-au convertit în închisoare sau care atunci și-au găsit sprijinul în Dumnezeu mai puternic decât oricând, prin aceste mărturii noi putem să fim zidiți în credința noastră și să căpătăm mai multe, o înțelegere mai profundă a felului în care reacționează un om care e supus unor presiuni foarte mari din afară în legătură cu credința lui. Și pentru asta m-am gândit să trec direct la o serie de constatări așa și de principii mari pe care am să le și exemplific pe fiecare în parte, ca să înțelegem și să rămânem cu cât mai mult din ceea ce spun oamenii ăștia, deci lucruri trăite de ei între viață și moarte uneori. Au făcut diferența între cei care au ieșit din închisoare ca niște sfinți și alții care au ieșit ca niște fiare sau chiar n-au mai ieșit. Care e diferența? Ce anume face diferența? Mi-am dat seama că este vorba despre curaj. Și curajul, chiar ca virtute creștină, adică acea încredere pe care ți-o dă credința ta, că Dumnezeu te va ajuta să treci, te va face să reziști prin toate încercările. Nu este încumetare. Încumetare înseamnă să mergi prin puterea ta. Și știm prea bine că sunt cazuri în care oamenii s-au încumetat chiar împotriva voii lui Dumnezeu și au căzut. Dar curajul este absolut necesar ca să avem, cum să spun, tăria de a rezista unor încercări foarte grele. Și aș începe cu acest principiu, să fim conștienți în permanență că tot ce avem noi s-ar putea să ne fie luat la un moment dat. Dacă avem în minte asta și nu ne legăm atât de mult de tot felul de bunuri materiale sau proprietăți, știu eu, într-un loc sau altul pe pământul ăsta, atunci s-ar putea să nu fim în pericolul de a lua decizii greșite numai de dragul lor. Deci, un creștin adevărat, când știe că vin vremuri grele, se gândește așa, sunt dispus să pierd tot ce am, dacă la un moment dat se va pune în balanță credința mea și viața mea veșnică. Și lucrul ăsta l-a făcut, de exemplu, Nicolae Steinhardt, care, poate știți, ați citit poate Jurnalul Fericirii, a fost un evreu care s-a botezat creștin în închisoare, de-aia numește Jurnalul Fericirii, jurnalul despre anii lui de închisoare comunistă. Pentru că acolo el a trăit cea mai mare înălțare sufletească prin apropierea de Dumnezeul creștin. Și de singurul Dumnezeu. Și el spune la un moment dat cum a luat hotărârea să gândească în felul ăsta, să fie dispus să piardă orice. Deja începuseră să fie arestați prietenii lui, erau anii tulburi ai comunismului, la începutul anilor 50, și a fost chemat la securitate și tatălui spune, păi dacă te-au chemat,
Arată-le că nu te temi de ei. Arată-le curaj. Ia-ți bagajul și du-te la ușa lor să te aresteze. Că e clar că la un moment dat te vor aresta. Arată-le că anticipezi momentul ăsta, că nu te temi de amenințările lor. Și așa a și procedat. Și totuși a ieșit de acolo, a fost monah multă vreme, un om cu adevărat convertit. Un alt principiu. Este, aparține Apostolului Pavel și pare un paradox, dar dacă îl înțelegem, o să știm și cum să ne comportăm. El spunea, când sunt slab, atunci sunt tare, în 2 Corinteni 12:10. Ce înseamnă asta? Când simți că nu ai absolut nicio putere în fața dușmanilor tăi, în fața amenințărilor, exact ca, ca o oaie înaintea lupilor, exact atunci tu ești cel mai puternic dacă îl lași pe Dumnezeu să acționeze în locul tău. Deci dacă te lași cu totul în mâna lui Dumnezeu, atunci ești tare. Când nu păstrezi nimic doar prin voia ta. Asta este, asta e sensul a ceea ce spune Pavel. Și, de pildă, avem situația lui Arsenie Boca, călugărul ortodox, care atunci când era arestat, era persecutat, era bătut, spunea că pur și simplu se lăsa în voia lui Dumnezeu și că nici nu simțea decât primele lovituri, după care nu mai simțea nicio durere. Deși abia începuseră să-l bată acei torționari. El spunea că asta se întâmplă prin credință. Dumnezeu preia lupta ta. Deci tu, prin forțele tale sau prin rezistența ta fizică, n-ai nicio șansă. Dar dacă te lași în mâna lui Dumnezeu, El știe, El te cunoaște mai bine și știe cât poți să duci și te întărește când ești cel mai slab. Un alt principiu. Dumnezeu nu îngăduie să fim încercați peste puterile noastre. Știți că se spune în 1 Corinteni 10:13. Și o spune Pavel, care a trecut și el prin atâtea, inclusiv printr-o lapidare. Aici avem mărturia pastorului Nicu Butoi, care atunci când a fost arestat pentru că transporta Biblii și trebuia să se scoată de la el informații despre cine mai era în rețeaua asta, era bătut dimineața, la prânz, seara, noaptea, până când a simțit la un moment dat că nu o să mai reziste. În clipa aia, bâta cu care era bătut, care era de lemn, s-a spart în mii de bucățele, de parcă era de sticlă. A explodat. Și s-a oprit bătăușii pentru că și-a dat seama că e ceva supranatural. Deci Dumnezeu are el grijă să nu ni se dea mai mult decât putem duce. Apoi, un alt principiu, acela care se știe pe drumul cel bun, să nu cedeze chiar dacă e singur, chiar dacă e în minoritate absolută și vede o întreagă lume împotriva lui. Nu înseamnă că dacă el e în minoritate, nu are dreptate și cei care sunt mai mulți au dreptate. Iar aici avem și cazul preotului Dumitru Cornilescu, care deși era atacat foarte virulent din partea bisericii majoritare, totuși a continuat, a tradus Biblia și ne-a lăsat cea mai bună traducere a Bibliei în limba română, cea care a și setat cumva limbajul limbii române moderne și a avut curajul acesta de a înfrunta o întreagă comunitate din care făcea parte, ca preot ortodox, care îi era împotrivă. Mai departe, un alt principiu, când Dumnezeu este batjocorit de oameni, un creștin autentic și curajos nu poate să tacă sau să nu facă nimic, trebuie să ia o atitudine. Și Dumnezeu nu va lăsa fără putere un om care îi ia apărarea lui Dumnezeu când alții îl batjocoresc. Și este cazul soților Sabina și Richard Wurmbrand, care inițial erau atei, niște evrei care pur și simplu se distrau, vedeau viața ca pe o distracție, până când s-au convertit, au întâlnit un creștin autentic care le-a vorbit despre Isus și s-au convertit autentic. Iar în vremea comuniștilor, când s-a făcut o mare adunare în care erau invitați reprezentanți din toate bisericile și erau pur și simplu obligați să facă slujbă în fața puterii, Sabina s-a uitat către soțul ei, a văzut că nimeni nu ia o atitudine, când Dumnezeu pur și simplu era batjocorit acolo și a spus, du-te la amvon și spală rușinea de pe obrazul Iisus. Și el s-a dus, a vorbit
așa cum se cuvenea unui creștin, și a fost arestat după aceea. Dar și-a asumat lucrul ăsta. Mai departe, mai este un principiu pe care îl deducem de aici. Când ești sigur că acționezi după voia lui Dumnezeu, îți asumi chiar și acțiunile pe cont propriu, fără să aștepți să se alăture alții, să se mărească grupul sau să ai să ți se dea dreptate din partea unora sau altora. Deci nu acționezi ca și când aștepți să mai primești întăriri din partea oamenilor. Vei primi întăriri din partea lui Dumnezeu. Același lucru l-a gândit și Martin Luther când a spus: eu și Dumnezeu formăm majoritatea. Și s-a opus unei întregi lumi, nu numai Europei sau Bisericii Catolice, s-a opus unui întreg mapamond care gândea altfel în vremea respectivă. Încă un principiu. În psalm noi găsim cuvinte vii care pot să dea curaj celor care trec prin vremuri grele. De asta nu strică să memorăm psalmi și ei ne vor veni în minte și ne vor ajuta la momentul potrivit. Și este cazul unei tinere despre care scrie Valerii Nicol Grosu în cartea ei Binecuvântată fi închisoare. Iarăși un titlu paradoxal. Ea a trecut prin închisoare și acolo și-a dat seama că a crescut în credință și că a ieșit un om mai bun decât a intrat. Dar la un moment dat, când era foarte greu, era în clădirea securității, se numește Malmezon, așa, poreclită, Casa Cea Rea, adică în București, era într-o celulă, s-a gândit ca să se întărească și pe ea și pe oricine va mai trece prin celula aia, a luat un sâmbure de prună dintr-un compot și a început să scrijelească pe pereții aia albi psalmi din memorie. Și după o vreme, când era la canal și căra pietre, la un moment dat apare o tânără acolo care recită psalmii aceia. Și spune: eram închisă la Malmezon, am vrut să mă sinucid, am fost foarte tristă și mi-am dat seama, m-am gândit că viața mea a luat sfârșit, dar am văzut așa, printr-o rază de soare, ceva scrijeli pe perete și psalmii ăștia mi-au salvat viața. Deci uneori psalmii salvează vieți. Un alt principiu. Să nu cedăm unei situații capcană în care persecutorii cer tot felul de argumente, dezbateri, hai să vedem, poate mă convingi, dar poate mai lași și tu de la tine, un fel de negociere. Să nu fim dispuși să nici să stăm la explicații cu ei, pentru că știm că în viitor nu va mai fi cazul să mai transformăm vreo viață în felul ăsta. Vor fi situații în care albul e alb, negru e negru. Cei care sunt cu Dumnezeu sunt incompatibili cu ceilalți și nu mai există între ei vreo șansă de, vreo punte de dialog. Și aici avem exemplu unui alt călugăr, Arsenie Papacioc, care tot așa, tot fiind întrebat de investigatorul respectiv despre Dumnezeu, cum de crede el că are, pare așa deștept, crede în povești din astea cu Dumnezeu, cu ființă supranaturală, el la un moment dat îi spune: domne, eu sunt dispus să mor pentru credința mea. Dumneata ești dispus să mor pentru ateismul dumitale? Și în felul ăsta a luat sfârșit dialogul, pentru că nu ducea nicăieri. Un alt principiu. Să nu te lași intimidat de perspectivele sumbre care ți se prezintă, amenințări. Vezi că dacă faci așa, se întâmplă așa, e pregătit cu tare lucru, pedeapsa asta pentru tine. Niciodată nu se întâmplă așa cum ești amenințat că se va întâmpla. Niciodată. Dumnezeu are el grijă să schimbe lucrurile și să te schimbe pe tine în felul în care le trăiești, încât să nu fii atât de amenințat cum ți se spune la un moment dat. Și avem o mărturie foarte interesantă a pastorului Titu Ghejan, care în vremea comunistă a făcut și el închisoare pentru că ținea sabatul, și la un moment dat spune că în celula în care se afla, erau mai mulți acolo, intră un foarte periculos, un criminal de drept comun, care îl bate pe unul dintre colegii de celulă. Vine gardianul și îl întreabă pe Titu Ghejan cine l-a bătut, fiindcă știa că adventiștii nu mint. Dar Titu Ghejan inițial s-a temut, fiindcă celălalt i-a făcut un semn că s-a terminat, dacă spune ceva, îl omoară. Și a spus că nu știe. După care atât de mult a regretat și
Și atât de mult a suferit că l-a dezamăgit și pe Dumnezeu și pe cei din jurul lui, încât a zis, Doamne, mai dă-mi o șansă să fiu curajos. Și s-a întâmplat, s-a repetat bătaia cu altcineva. Și a spus, da, cu tare a făcut-o. Deci a asumat orice, cu orice risc. Ei, și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a făcut ca acel criminal să fie mutat într-un alt penitenciar și s-a terminat, s-a stins orice pericol. Deci asta să avem în minte, nu e cum suntem amenințați că o să fie. Va fi cu totul altfel și noi vom trăi altfel, pentru că ne întărește Dumnezeu. Încă un principiu. Să căutăm și noi mereu să avem o credință smerită. Smerenia se pare că este extrem de importantă ca să rezistăm și tuturor ispitelor care vor veni. Asta apare la un moment dat într-o viziune pe care o are un om al lui Dumnezeu, că smerenia te ajută și să nu ajungi în păcatul luciferic al trufiei, al mândriei de sine, care te face să păcătuiești în multe feluri după aceea, dar în același timp smerenia te ajută să identifici pe conducătorii care sunt smeriți și să mergi după aceia care sunt smeriți, nu după alții. Deci smerenia este o amprentă pe care o are cu adevărat un creștin și opusul ei, trufia asta, mândria, orgoliul nemăsurat, vine din partea celui rău. Deci dacă noi vedem oameni plini de trufie, noi trebuie să știm că oricât ar fi de înzestrați cu tot felul de calități, nu sunt de urmat, nu sunt de crezut în primul rând. Pentru că ei n-au cum să iubească autentic. Cine-i trufaș se iubește pe el însuși. Și aici avem cazul unei țărânci foarte umile, Elisabeta Rizea. Ea n-avea studii, n-avea, dar ea știa un lucru, că Dumnezeu spune să nu trădezi un secret pe care ți l-a spus cineva. Și când a fost arestată și anchetată să spună unde se ascund luptătorii anticomuniști, ea nu a spus cu orice preț și a trecut prin multe încercări. Atât știa, ea avea o credință de om simplu și smerit, care îl ascultă pe Dumnezeu, indiferent ce spun alții care sunt doar niște oameni. Un alt principiu. Un creștin autentic reușește la fiecare provocare să vadă răul din spatele oamenilor răi. Și atunci, dacă vede așa, nici nu-și dorește să se răzbune, să dea replica celor răi, să plănuiască răzbunări. Fiindcă știe că în spate e cel rău. E mult mai mult decât un om rău care ți-a făcut ție un neajuns. Și avem cazul lui Mircea Vulcănescu, un om de cultură care a murit în închisorile comuniste, îi vedea probabil pe mulți dintre foștii legionari plănuind, las că ieșim noi, se schimbă roata, ne răzbunăm noi. Și el, care a murit pentru că de fapt s-a îmbolnăvit încercând să ajute un coleg de celulă să se odihnească un pic, s-a așezat pe caldarâmul ud și rece de beton și a spus, stai pe mine să te odihnești 2 ore. N-avea unde, stăteau numai în picioare, era un fel de celulă așa, de carceră. Și s-a îmbolnăvit de plământ și până la urmă a murit. Și ultimele lui cuvinte au fost să nu ne răzbunați, să nu ne răzbunați. El știa că Dumnezeu spune că răzbunarea e a lui. Încă un principiu. Un creștin autentic care rezistă la presiunea majorității sau a unor oameni cu autoritate vede răul și în spatele unor vorbe bune, unor inițiative care par așa foarte generoase, foarte nobile. De fapt, ăsta este un foarte viclean mod prin care cel rău vrea să te deturneze de la planurile tale. Și dacă ne gândim cum a argumentat, de pildă, Caiafa, ca Iisus să fie răstignit, cum a spus? Păi, de dragul poporului, e mai de folos să piară un singur om, ia așa, cantitativ, decât să piară tot poporul, de parcă ar fi pierit. Dar felul în care sunt puse lucrurile te fac să crezi că, da, ar fi un țel înalt și e nevoie de un sacrificiu. Întâi să ne fie mai rău, ca după aia să ne fie mai bine. Ați auzit tot felul de asemenea lucruri. Aici este înțelepciunea pe care numai Dumnezeu ne-o dă, să nu ne luăm după asemenea planuri mărețe, gânduri generoase, dar care cer să începem cu o nedreptate. Mai departe. Nu tot ce ni se întâmplă poate fi răsplătit sau înțeles pe deplin aici.
Deci, chiar dacă noi nu înțelegem tot ce ni se întâmplă aici, chiar dacă nu putem să explicăm niște suferințe de aici, să înțelegem că nu aici se joacă toată dreptatea și tot procesul justiției pe acest pământ. Justiția este cerească. Și avem un citat din Enigma suferinței a lui George Stephanie despre Iov. Iov știe așadar că viața omului nu se limitează la ce se întâmplă pe pământ în timpul existenței sale și el găsește mângâiere gândindu-se la momentul restabilirii dreptății cândva dincolo de moarte. Apoi, un alt principiu. Nu Dumnezeu este răspunzător pentru necazuri și nu El a trebuit învinuit. Știm că există un uzurpator care este, după cum îl numește Iisus, stăpânitorul lumii acesteia. Și aici avem tot doi autori din această carte pe care am pomenit-o, care spun, fiecare creștin trebuie să ajungă la credința de nestrămutat că nu Dumnezeu poartă vina pentru încercările noastre. Dacă nu vedem falsitatea acestei idei, în sufletul nostru va rămâne o umbră în ce privește caracterul celui atotputernic. Dumnezeu este dragoste. Acest concept riscă în acel moment să fie învăluit într-o ceață deasă. Încă un principiu, atunci când va fi persecutat un om credincios și curajos, va fi și solidar, își va ajuta semenii, nu va merge de unul singur fără să-i pese de semenii lui. Și sunt cazurile despre care vorbește Richard Wurmbrand, în închisoare erau oameni care se ofereau să fie bătuți ei în locul altora, care erau mai firavi. Își dădeau numele, eu sunt Popescu, băteți-mă pe mine. Încă un principiu, nu mai am mult. Curajul alimentează credința autentică, vie, aceea care rămâne chiar în condițiile în care ni se aduc cele mai zdrobitoare dovezi, fie ale inexistenței lui Dumnezeu, fie ale nepăsării lui Dumnezeu față de noi. Și avem cazul lui Iosif din Biblie, care a avut în mintea lui doar două vise și de dragul lui Dumnezeu care i-a dat acest mesaj doar în două vise, a trecut prin atâția ani de suferință. Deci, el a știut că Dumnezeu nu l-a uitat și că dacă a fost, dacă este iubit de Dumnezeu, indiferent cât de nepăsător pare tot universul, el va fi reabilitat. Apoi să ne mai gândim la un lucru. Să ne imaginăm cum am trăit noi dacă ar fi să facem niște compromisuri și să vrem tovărășia acelor ticăloși cărora le merge bine. Chiar am putea noi să trăim printre ei dacă noi suntem altfel? Nu cumva ne-am dorit mai degrabă să suferim împreună cu frații noștri? Și aici avem multe relatări din cartea lui Nicolae Steinhardt despre cât de jos cădeau cei care vreau compromisuri, numai să le fie un pic mai bine. Ajungeau să-și trădeze frații pentru un chiștoc de țigară, pentru o mâncare de linte uneori, exact ca în Biblie. Și să mai înțelegem un lucru. Ceea ce este bine pentru cei buni și e rău pentru cei răi, ajunge să se inverseze. Și uneori cei răi văd în binele pe care noi îl arătăm ceva rău. Pentru ei e un motiv de neliniște. Și înțelegem că sunt oameni pentru care cele ale lui Dumnezeu sunt o mireasmă de moarte spre moarte, așa cum spune Pavel. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Deci uneori trebuie să înțelegem când un lucru nu merge în niciun fel și nu avem nimic comun, că s-ar putea să fie problema asta. Că binele pare rău în ochii lor și răul pare bine. Mai departe, mai am două lucruri de spus. Ceea ce te încurajează să rămâi imun la argumentele persecutorilor privind ticăloșia ta sau pedeapsa pe care ți-o meriți, este ceea ce declară Dumnezeu copiilor lui, că ne iubește cu o iubire veșnică și că dacă am fost iertați, această iertare nu ne-o poate lua nimeni. Deci, într-adevăr, noi nu suntem nimic prin noi înșine și nu merităm nimic, dar noi știm că Dumnezeu ne compară cu lumina ochilor Lui și asta trebuie să avem în minte, indiferent cât ne-ar ponegri și ne-ar umili niște oameni. Încă un principiu ce este cumva așa, un principiu care să le însoțească pe toate celelalte este să avem în minte cea mai completă rugăciune și cea mai scurtă. Doamne, facă-se voia Ta.
Dacă suntem în voia lui Dumnezeu, totul este bine. Numai când ieșim din voia lui Dumnezeu, putem să suferim. Asta l-a făcut pe Richard Wundran să se roage împreună cu soția după ce a fost eliberat după vreo 4 ani, ca dacă e mai de folos să se întoarcă în închisoare, să-l mai trimit odată în închisoare. Atât de curajos a fost. Și l-a mai trimis odată, a făcut în total vreo 16 ani. Iar apoi aș spune că principiul principiilor este să-L urmăm pe Mântuitorul nostru. El ne dă exemplul de urmat și El spune, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Asta este cea mai puternică, cel mai puternic îndemn la a fi curajoși, pentru că mergem pe o cale bătătorită chiar de către Mântuitorul nostru. Asta am vrut să vă spun, vă mulțumesc, sper că m-am încadrat în timp.